Dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi vom vorbi despre compasiune, despre bunătate, despre iertare, despre modul în care compasiunea ne ajută să abandonăm sau să depășim uh, rușinea, să depășim fricile noastre, să depășim credințele negative sau limitative despre noi înșine și l-avem ca invitat un prieten foarte drag, Ovidiu Yang, terapeut Teta Healing, acreditat internațional, de asemenea, life coach, și vom vorbi pe marginea cărții, ne va fi, de fapt, companion, o frumoasă carte. Este vorba despre compasiune necondiționată, descoperă iubirea și iertarea, eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii reni de uh, Tara Brahe. Uh, o carte frumoasă, o carte uh, pe care Ovidiu a citit-o și mi-a mărturisit că i-a plăcut uh, foarte mult. Și aș porni, să spunem, discuția noastră de la un citat. Un citat al uh, autoarei cărții, al uh, Tarei Brah, mie mi-a plăcut foarte mult. Terapia. Pentru rușine este compasiunea radicală, prezența iubitoare care ne ajută să avem încredere în apartenența noastră și în bunătatea noastră esențială. Ovidiu. Da, și e foarte frumos și foarte aplicat acest citat, că de altfel întreaga carte este o carte care poate fi citită și pusă în practică cu ușurință, zic eu. Avem în mentalul colectiv, mai ales noi în România, încă acest atribut și această credință că rușinea este o virtute sau că ar fi ceva de bine. Foarte multă lume care vine și la cabinet vine cu această credință și convingere imitativă din subconștient cum că e rușine să faci aia, dar nu fă așa că e rușine, pentru că asta am auzit de multe ori când eram mici. Și se întâmplă așadar să ajungem în situația în care avem efectiv nevoie de o terapie pentru rușine, cum spune cumva și titlul cărții. Și atunci suntem într-o situație în care avem o carte care merge direct și pragmatic, zic eu, direct la esență și direct la blocajele pe care tu le ai sau la o parte din blocajele pe care tu le ai în a manifesta ceea ce îți dorești tu în viața ta de zi cu zi cu toții avem obstacole care pleacă dincolo de mediu și pleacă cumva din interiorul tău, din ceea ce s-a somatizat în corpul tău, mintea ta, în subconștientul tău și asta se întâmplă să te ruleze pe tine, adică noi trăim în viața de zi cu zi 80% 80% din ceea ce este în subconștient. Și dacă noi simțim rușinea, Gândiți-vă cum este rușinea. Ce faci când îți este rușine? Păi nimic, te închizi în tine. Și atunci această carte vine și ne arată cum să vedem singuri această rușine și alte blocaje pe care le putem avea, dar și ce este de făcut. Într-o tehnică, zic eu, simplă și frumoasă. Spuneam mai devreme că uh, compasiunea necondiționată ne ajută să ne depășim aceste credințe menționate și de tine, credințe limitative, negative, să scăpăm uh, și să ne eliberăm de rușine și de tot felul de temeri și de frici pe care uh, le avem. Iar uh, cei patru pași, să spunem, sau cei patru termeni cuprinzători uh, ai practicii REIN, despre care Tara Brach vorbește în compasiune necondiționată, și aș vrea cumva să-i să să definim puțin Sunt următorii Recunoaște ce se întâmplă cu tine, sentimente, gânduri Acceptă viața așa cum este Investigează cu blândețe de unde vin și care este până la urmă rădăcina Sau cauza acestor credințe limitative Hrănește, adică ai grijă de tine Hrănește, ai grijă de tine însuți și dă-ți voie să te simți iubit. Cât de frumos! Îmi place foarte mult cum a structurat acești pași, și îmi place că a pus acolo și nuanțe, adică a spus acolo, la un moment dat, cu blândețe. Da, Sigur, întâi trebuie să recunoaștem uh, aceste lucruri Da, Este ca mersul la terapeut Cum să mergi la terapeut dacă tu crezi că n-ai nicio problemă Nu mergi, zici, eu sunt bine, mersi Eventual și un pic de narcisist și e perfect Asta uh, este primul pas Și ea leagă foarte bine și consistent aceste lucruri Și îmi place că face, cartea asta face o, o trecere, cum să spun, lină între acești pași pentru că în momentul în care recunoaștem lucrurile acestea, în momentul în care înțelegem de unde vin, înseamnă că noi deja am descoperit cauza ceea ce este fabulos. Se știe deja, mai ales în partea asta de afecțiuni de bol, cauzele bolilor sunt emoționale, la fel și cauzele nemanifestării vieții pe care ți o dorești. Vin din blocaje, din astfel de blocaje. Și aici să, să recunoști asta și să le descoperi cu blândețe mi se pare extraordinar. De ce? Pentru că dacă nu faci lucrul ăsta cu blândețe, și sincer n-am văzut în alte cărți chestia asta, fix așa, se întâmplă o fractură și s-ar putea să te oprești din drum. Adică să vezi, oh, am văzut de unde vine, m-am șocat, nu merg mai departe, mai rău m-am traumatizat. De asta este fabuloasă cartea asta, pentru că realmente poate fi citită și fără un terapeut alături. Pe urmă, se încheie foarte bine procesul acesta, adică nu te lasă acolo, gata, le-am descoperit, le-am văzut, le elimin, zice, și hrănește. Iarăși, un cuvânt cheie al cărții. Adică, după aia, ce faci? Păi, după ce ai operație, să spunem, da, te recuperezi și după aia. Te hrănești, cauți să îți revii, să te recuperezi într-un mod anume, optim și, să zic, așa customizat pe situația dată. Și, deși este ultimul pas, acesta cu hrănirea ta până la urmă, și a sufletului tău, nu este un pas terminal. Adică, după aia, este necesar să faci asta tot timpul. Și asta, iarăși, este extraordinar în carte. E ca și cum ai asigura un soi de mentenanță unui produs. Exact, exact, exact. Că de multe ori e mai ușor să așa da mentenanța tumor. <laughs> cum reușim să eliberăm fricile? Iată, așa cum spune în subtitlul cărții Compasiunea Necondiționată, autoarea, cum reușim să eliberăm fricile descoperind iubirea și iertarea. Câte importante sunt aceste valori în viața noastră? Și aș adăuga, bineînțeles, la iubire și la iertare și compasiunea. Cum cultivăm compasiunea atât față de noi înșine și față de, de, de cei dragi și de cei din jur? Bine este ca compasiunea să fie cultivată de încă de mic. Aici depinde și ce familie ai și în ce mediu trăiești. Uh, dar gândiți-vă la acele imagini în care un copil uh, poate dă o bucată de pâine unui cățel pe stradă, iar altul îi dă cu ușutul, cu piciorul. De aici vedem ce se întâmplă în familie, cine, e, unde este cultivată compasiunea și unde nu. Uh, compasiunea este o vibrație extraordinar de înaltă. Și atenție, compasiunea nu înseamnă milă. Compasiunea înseamnă și să-l înțelegi pe celălalt, să fii alături de el și să îi întinzi o mână realmente dacă și el dorește să-l susții cu ceva Nu înseamnă milă, pentru că mila, ca și rușine, este să vibrație, este o, o vibrație neconstructivă Nu susține viața Pe câtă vreme compasiunea este extraordinar de înalt De ce? Pentru că, de fapt, în compasiune îi oferi iubire și celuilalt, dar îți oferi iubire și ție te îmbrățișezi odată cu îmbrățișarea celuilalt și pe tine. Și asta este, asta este un efect extraordinar și este un efect demonstrat științific, pentru că atunci când venim cu iubire, cu compasiune, cu iubire adevărată, cum zic eu, sau necondiționată, atunci se produce o furtună hormonală în corpul tău, care uh, generează stare de bine sau de vindecare. Uh, Depinde, poate să fie oxitocină, de exemplu, poate să, fie fedri... poate să fie mai multe, dar e vorba de sinteza acestor hormoni ai fericirii. Nu întâmplător avem patru mari hormoni ai fericirii și patru pași în tehnica Rei. Nimic întâmplător. De obicei scaunul are patru picioare, deci totul are legătură și putem să cultivăm toate aceste lucruri prin obiceiurile noastre de zi cu zi, să ne gândim fac bine ce fac, ce contribuție are ceea ce fac eu în lume, ce generez eu când fac un lucru sau altul. Ca adult este cumva ușor să faci asta dacă ți-a luat 5 minute pe zi maxim să-ți evaluezi ceea ce ai făcut în ziua respectivă. Am făcut mai mult bine sau mai mult rău, să zic așa. Și efectiv îți faci o listă cu lucrurile care sunt o contribuție și pentru cineva, nu trebuie să fie o contribuție mare și un zâmbet oferit este o contribuție, dar care sunt o contribuție și care te bucură cumva și pe tine. De ce este important să te bucure și pe tine? Ca să poți să faci acel lucru în continuare, să susții acele obiceiuri de compasiune, de afecțiune, de iubire. Nu, nu în ultimul rând este necesar să-ți deschizi puțin sufletul. Trăim într-o societate agresantă, în care parcă tot îți vine să te ferezi, să te închizi, să te aperi, badă virus, badă război, badă femei, badă de de toate Și atunci riști să devii așa, ca o scoarță de copac în loc să ți arăți până la urmă sufletul e, Totuși este necesar pentru iubire să-ți deschizi puțin sufletul Către cine vrei tu, cum vrei tu, dar nu uita că viața înseamnă simțire asta te diferențiază față de asfalt. <laughs> adică am vrut să zic față de plante, dar nu că și plantele simt. Dacă vorbești cu ele, cresc mai frumos și așa mai departe. E, fă asta, vorbește și tu cu tine, cu sufletul tău, vezi și tu de ce ai nevoie și în niciun caz nu exclude de pe listă nevoia de afecțiune, pentru că este o nevoie naturală. Alte cuvinte, întâlnește-te cu oameni, fie în plan intim, fie în plan amical, cu oameni care îți aduc o stare de bine, care te apreciază, care sunt favorabili ca energie până la urmă. Autoarea vorbește la un moment dat în, în carte și despre somatizări. Și mă gândeam cât de mult ne ajută compasiunea și aș lua la pachet și alte valori. Adică pe lângă compasiunea necondiționată aș adăuga uh, și empatia, să înțelegi nevoile celuilalt, aș adăuga și vulnerabilitatea, aș adăuga să, să ți-o arăți aș adă fără să-ți fie teamă, uh, aș adăuga și autenticitatea. Și mă gândesc cât de important este ca prin cultivarea compasiunii să aflăm exact care este relația dintre minte... Corp, suflet. Și ce stă la baza, până la urmă, la baza afecțiunilor noastre, care apar și de cele mai multe ori ne întrebăm, bun, de ce ne-am îmbolnăvit? Cu siguranță, toate sunt foarte importante și toate sunt conectate, așa cum un corp. Nimic nu este separat de fapt, chiar dacă medicina, să zic așa, încearcă pe undeva să le se pare, e un doctor de inimă, unul de splină, unul de așa, în realitate se tu inima în corp și vedem dacă mai trești. E, așa și aici, toate merg mână în mână și sunt foarte importante pentru că la bază stă emoția, atât în declanșarea unor afecțiuni, cât și în vindecare. Cine are o emoție Cine este de obicei mai zâmbitor, mai bine, o să vedem nu numai că este mai sănătos de regulă, dar chiar dacă totuși are o afecțiune, că asta e, poate nu te poți feri de, de toate, vine virusul, vine ceva, ă, ei se vindecă mai repede și se vindecă sau gestionează acea afecțiune și, și au o calitate a vieții bună. Da, nu știu, are un diabet zaharat, asta e, trebuie să ia, eu știu, insulină sau anumite medicamente, dar ele au o doză mai mică decât alții și trăiește de fapt foarte bine și mai mult decât alții care nu au diabet. De ce? Pentru că au o perspectivă mentală mai pozitivă, să zic așa, mai favorabilă către viață, iată mintea, și energetic, inima, sufletul, ei își permit să simtă în viață. Iubirea, ai vorbit de empatie, foarte importantă empatia. Dacă nu ai empatie delor față de ceilalți, de fapt nu ai empatie față de tine. Dacă tu nu ai empatie față de ceilalți, vei fi un neadaptat toată viața ta, sau, mă rog, încât timp cât nu manifeste empatie, pentru că, de fapt, nu înțelegi. Multă lume înțelege greșit această empatie, dar de ce trebuie să sufăr și eu cu celălalt? Nu, nu e ca la, ca la biserică, alături la bine și la greu, nu înseamnă suferi tu, suferi și eu și consider că e o mare virtute. Nu, nu, nu. Empatie înseamnă că te duci într-o zonă în care îl înțelegi pe celălalt și ești alături de el. Uh, și asta înseamnă că tu vei înțelege mediul, vei înțelege ce semnale îți transmit oamenii, vei putea să comunici corect pe baza unor informații reale. Dacă tu nu ești empatic, tu doar faci o proiecție asupra lumii și te trezești că lumea nu e așa cum ai proiectat-o și vai ce dezamăgire și oamenii sărăi și viața e grea. Deci e foarte important asta și la bază stă, în final, emoția. Pentru că noi cumpărăm, inclusiv când cumpărăm o carte, o mașină, noi de fapt cumpărăm emoția de acolo. Citești o carte, absorbi toate paginile alea și vizualizezi tu ce, ce se scrie acolo în felul tău și tu de fapt trăiești o grămadă de emoții. Cui și mai ales de ce ai recomanda această carte? Păi aș recomanda această carte oricărui adult în primul rând, de la 18 ani în sus Nu că ar fi o carte interzisă sub 18 ani Dar Îmi vine să zic Oricui vrea să fie matur Dacă vrei să fii matur Vrei să înțelegi viața Vrei să te cunoști pe tine Pentru că e și o carte de autocunoaștere asta. Cumpăr această carte Citește-o Și uh, am spus asta În partea asta de 18 ani Dar o recomand și sub 18 ani Că am vrut să fac o diferențiere în argumentare și anume faptul că și copiii pot să o cumpere. De ce? Pentru că ei pot să o privească ca pe o carte de dezvoltare personală. Este, dacă vrei, ca un curs, doar că, sigur, foarte, foarte bine controlat, pe care poți să-l accesezi oricând. Nu este o carte depusă, de citit o dată și depus în raf și de lăsat acolo. Este o carte pe care o citești, o pui în raf și o să scoți și o să te tu la pagina nu știu care, când simți tu că ai nevoie. Din punctul meu de vedere, este. O carte foarte modernă, și în același timp cu blândețe, exact cum se scrie, și în carte cu blândețe scrisă, foarte frumos. Dragii noștri, a fost alături de noi Ovidiu Young, life coach, terapeut, Teta Healing, acreditat internațional și am vorbit despre compasiune, despre bunătate, despre iertare, despre felul în care ne eliberăm de rușine și de frici prin intermediul celor patru pași ai tehnicii Rain, pe marginea cărții, am discutat pe marginea cărții, compasiune necondiționată, descoperă iubirea și iertarea, eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii REIN de Tara Brach, o carte publicată în portofoliul editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Ovidiu, vă mulțumim și noastră că ați drag. fost alături de noi. Ne puteți urmări în continuare materialele video pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe uh, canalul de YouTube. Să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!